Bă, ne-am întors în episodul 9. Dacă v-ați uitat la toată seria și ați ajuns până aici, cinste vouă. Dacă nu v-ați uitat, ați putea să faceți treaba asta cu aia. Nu, bă, nu e așa greu să te uiți la el. Nu, e mai ușor să te uiți la ele decât mi-a fost mie să le fac. Asta clar. Și dacă ești cu seria la zi și ai văzut episodul 8, știi că am prins T-Rex-ul ăsta electric și v-am zis că opresc episodul cât timp fac eu breeding ca să nu vă plictisesc cu treaba aia. Și am făcut. Și au ieșit mai mulți. Îi am pe ăștia 3 care sunt de bătaie, altceva n-ai ce să faci cu ei. Cu statusuri bune și ăștia, doar că na, sunt în plus. Uite, și ăsta are 71 la HP cu 43 mili. Ăsta la fel. Și asta e aia originală, prima pe care am luat-o, pentru că n-am mai făcut-o pe asta, că n-are 100% la imprint, și am scos din ea un mascul și o femelă cu statusuri 71-43 ambii, dar cu 100% imprint. Nu știu dacă face vreo diferență, dar... Na, salut. Ei încă sunt pe ele. A, și avem și pe ăștia aici. Am și uitat. A, nu, stai. Astea nu se pun. Astea sunt femele și le las aici pentru ouă. Că avem nevoie și de ouă electrice. Uite, avem 4 deja. Și unul care e gata de eclozare. Hai să vedem ce ne dă. Și are și statusurile bune. Nice. O ducem aici frumos. Și după aia mergem cu ăștia electrici să batem țestosul ăla. Mă, dar vine cu viteza luminii. Mai ești de fulger. Bun, și ca să facem testul, noi nu ne luăm nimic la noi. Lăsăm totul acasă. Și tu, și tu, veniți cu mine. Bă, da. Parcă în partea cealaltă, mă, era. Uite, pe insulița aia se spauna mereu țestos bun. Știu că se spaunase unul de nivel 1 prima dată când am intrat. Unde dracu' fi dispărut ăla? Haideți, nenorociților. Să dormă cu pace. A, uite-l, mă. Hei, stai așa un pic. Am lăsat spyglass-ul acasă. De fapt, la bază. Acasă. Nu știm ce nivel are. Ce știu e că trebuie să le dau ăstora niște puncte. Că sigur au făcut 2-3 puncte. Să le dau niște puncte pe HP. 1.600.000. Îți ajunge deocamdată. Ai de pula mea. Ce-a fost asta? A făcut ăla gălăgie. Cu cine să bate, mă? Cu noi, acum. Sper să nu murim. Prima noastră confruntare cu un boss. Stai să vină toți. Să-l înconjurăm în pătrat și să-i dăm 3000, cam puțin. El ne dă cam mult, mă. Putem să-i dăm ceva cu că mi-a omorât pe ăștia. Eu încă dau, eu încă dau. Am licoare, da, aia încă dau. L-am rupt! Mi-a dropat semințe și... Ăsta ce e? Aiming here, this will summon a wild tameable. Bă, așa da, mă. Și saddle pentru următorul pe care pot să-l tameuiesc. Bă, așa mai vorbim, mai discutăm. Nici n-am observat ce nivel avea ăla. Dar sincer, nici nu mă interesează. Am murit. Ai tot ce contează. Am mai dropat ceva pe aici? Nu cred. Tot ce s-a dropat mi-a băgat în inventar. Hai la bază să plantăm sămânța. Îi dăm direct pe aici. Ne omoară ceva direct pe aici. Ceva mare pește. Să sperăm că nu. Dar pirania aia în episodul 8 ne-a luat 1.500.000. Nu știu cum au reușit ăia. Uite ca ăsta, uite cum îmi scade. Iută-l pe ăla. Un Baryonyx Hydro. Vrea el scandal cu mine. Mă. Mert. A luat-o. Seeded. A luat-o, mă. Iete, ca și crescut. S-a început bine episodul ăsta. Acum, ca să-l batem pe ăla de foc, avem nevoie de un Hydrorex puternic. Deși nu știu care e boss-ul ăla de foc. Și ca să-l batem pe ăla electric, cred că avem nevoie de vulcanic puternic. Dar a zis că e tameable. Bă, ia stați un pic! Să încercăm ceva cu ăsta. Că dacă nu mă înșel, scria pe el că e tameable. Deci zice așa, aim in the air. This will summon a wild tameable Hydro Guardian. Cum adică? Aim in the air, nu mai aim. Așa. Hei, stai că ești tameable. Cum? Nivelul 145, trebuie să-ți dau Kibble. Acu vin și cu Kibble și cu de toate să văd ce se întâmplă. Și fructe d-alea îți dau dacă e nevoie. De toate îți dau, mă. Aveam Kibble-ul la mine, dar hai să luăm și fructe de-astea, că nu o să știi niciodată. Mă, bun. Unde te-ai dus? Pișcoțel! Mă!
Ai, în partea asta, în stânga. Nu pleca. Stai, să pun kibble-ul aici. Nu mi-apare prompt. O, vrea să-i dau knock? Prima dată. Nu cred că e bine aici, dacă. Nu l-am sumonat unde trebuie. Că-l mănâncă ăștia. A, păi știu cum facem, mă. Ne interesăm pe net. Revin. Bă, m-am uitat la unul, a dat release la Guardian și după imediat a folosit o licoare de-aia de HP și ăsta când s-a spawnat deja teimuit de el. A zis și ăla că nu trebuia să se întâmple asta. Nu știe nici el ce s-a întâmplat. Să încercăm și noi așa. A, dar asta e slăbantare, acum am uitat. Vezi, mă, că ăsta nu mi-a mai dat nimic. Ăsta era de la tameable. Mai avem unul singur, așa. Avea 300 și ceva de mii torpor, deci luăm toate darțurile. Mai luăm niște licori de alea de HP și mergem să mai căutăm țestoși. Așa, suntem pregătiți. Era bine dacă mai găseam niște gerboa de-aia mitic, să ne dea licori pentru XP. Mai dădeam băietului ăsta ia niște puncte. Anul ducem în 3 milioane jumate prima dată, deci îi mai dăm încă un punct peste ăsta. Să trecem de 3 milioane jumate HP și după aia restul îi dăm doar pe melee. Acum nu știu dacă sunt capabil să-l bat singur pe ăsta. Cred că prima dată dăm drumul la licoarea aia de HP și după începem să dăm în el. Și să batem așa în retragere. Hai să vedem. Să ajungem la el prima dată. Îndepărtează-te. Îmi cam dă, bă, băiatule. Trebuie să fiu cu ochii pe HP acolo. În 14 secunde să-mi dau iar ăla. De fapt, în 12, în 10. A, dar nu-i nevoie, mă. C-a picat, mă. Ai, de pula mea, tu de unde ai apărut? Nu pot să o dau 70 de secunde, fugi. Bă, al doilea de unde a venit, mă? Păi, dar e frumos așa. Vine, mai vine. Vine. Vine să cirba. Hai, mă, că îți dau și ție, mă. Într-o jumătate de minut. În jumătate de minut îți dau și ție. Te execut și pe tine, dragule, cu drag. Cu drag, dragule. 15 secunde. Hai, mă, și îl bat, acul bat. Nu, acul, că acul trebuia să mă duc până la toaletă, dar acul bat. Treci. La căpățână aici îi dau 12.000. Am bătut 2. Uitați aici câte ne-au dat. 4 milioane. Și fiți atenți cum a făcut băiatul ăla. Hai să facem și noi. Deci el a apăsat să facă sumonarea și imediat a activat o licoare de asta. Așa că facem și noi. N-a mers la noi. La noi n-a mers, mă. Chiar mă așteptam să fie mers. Ia-i să vedem. Cât de repede murim așa. Bă, aparent nu unde ajuns de repede. Dar urmează, urmează. Fugi! Nu-i bine. Nu-i tactică bună, că mor așa. Dar îi dau și fug. Îți dau și fug, fraiere. Ni la el, mă, cum l-am prins. Am zis că fac un thumbnail, dar nu facem acum. Durează prea mult, bă. Și unele nu le ia, fii atent. A, mă mir. Hai, mă, mai stai blocat puțin. Fute-mi mașină încărcatul, pulii. Nici măcar jumătate nu i-am dat, bă, până acum. Dar dacă s-ar bloca cum e aici, acum... Vezi că i-am dat câteva lovituri. Vezi că la picior, mă. La picior acolo ia mai bine torpor. Cred că la picior și la cap. Da, la picior. Hai că e bine așa. Dar e nivel 55. Eu voiam să fie ăla primul de 145 pe care l-am omorât săracul. Nu, s-a deblocat, mă. Fii atent la el. S-au avut o tentativă. Dar oricum nu cred că rămâne așa până la 192. N-avem noi norocul ăsta. Sau? Ia vezi, mă, cât de mult l-am dus. Bă, îl prindem.
Nu mă așteptam episodul ăsta să facem treaba asta. Nu, e mă, imposibil. Ce ar putea să se întâmple? Doar un crash îl salvează acum pe ăsta. 191 și 2, a picat. Mi se pare prea ciudat să fie așa ușor. L-am luat, mă. Nu e el cel mai bun, dar... A, stai. Îl ducem repede la bază. Bun. Ia vezi, mă. Bă, dar ești prost. Doamne, cât e de mers până la bază, bă. Hai să le liberăm. Eu. Bă. Să punem un saddle pe el. Aia e, mă. Are viteză cam mare. Prin apă, cum te miști? Destul de prost. Mă așteptam să se miște foarte bine prin apă. Ok. ...70 de puncte, am băgat câteva în el. Să vedem. 1.000.000. Hai să-l facem de 2 măcar, sau 1.500.000. Nu, de 2, merge de 2. 2.000.000 și 30 de puncte acum pe milii. Hai să-ți dăm și una de asta. Nice. Băgăm 2.000 în tine. Și acum să mai testăm noi ce atacuri ai. Click dreapta. Dai din cap. A, ba nu. Invocă tornadă. Pă că avem atacul ăsta. Care-i cam gălăgios? Pe X avem ceva, nu, pe R. Nici. Păi rupi cu ăsta. Bă. Cine-i rege pe deal? Eu. Liderul crăciților. Asta cu tornadă mai greu, mă. Are timp de încărcare mult mare. Mult mare. Durează mult până se încarcă. Și până o dă iar. Dar asta distruge tot ce e în fața mea, mă. Da, bă. Cerboa. Mamă, ce dărâmă fauna. Hai să dăm drum la tornadă. Dar n-am mai avut pe cine. Că l-a rupt săracul. Păi, ce să bat băieții acolo. N-ai mă ce să-i mai faci. Distruge și stânci și tot. Uite cum intru în copaci ăștia. E destul de OP băiatul ăsta. Voi vă dați seama dacă îl luam pe la 250. Hai înapoi la bază cu el. Facem o capcană mare și încercăm să prindem altul, bă. Sumonăm unul până ne dă iar 245-150. Aici facem capcana, că tot am făcut loc. Uite-le, astea, tata. Aici vine prima, aici a doua, a treia, aici a patra. Mă, bun. Cred că trebuia să-i dau eu astea să nu fie snipuită. Ca să văd pe aici. Pe aici nu văd. Dar pe aici văd. Ala e capcana. Ăsta e băietul. Nivel. Mă, stai acolo. Mă! Noroc că ești slab și te omor repede. Uite-l, bă, cum a rămas aici. Nu e capcana, e mică. Da, e bun de un test. Să vedem dacă al nostru îi dă damage sau dacă ăla dă damage țestoasei noastre. Dacă ăla ne dă damage și noi nu-i dăm, nu prea e corect. What? L-am rupt, domnule, l-am rupt. O șansă n-are.
stai aici cu noi, îi umărâm repede pe ăștia. Și până prindem unul de nivel peste 100, peste 130 aș vrea. Dar știi ce facem? Că iar stau pe farming și pe mama dracu și o să vă plictisesc iar. Așa că terminăm episodul ăsta așa. S-au făcut destule în episodul ăsta. Am teimuici guardian de ăsta, am bătut și de aia sălbatici, am făcut rost și de primul fruct exotic, fructul hidro. L-am dus pe ăsta în 2 milioane, am văzut cum rupe. Hai, ne vedem mâine de ziua mea cu aia. Băi, episodul 10, 25 august, Tizo, 30 de ani. Gata bă, hai, ne vedem mâine. Peace!